Cei 80 de copii care fie merg la grădiniță sunt incluși în programe de educație timpurie, fie profesorii voluntari ajută la teme după orele de curs, au fost lăsați în grija bunicilor după ce părinții au plecat la muncă în străinătate. Sunt despărțiți, ori posibilitățile financiare sunt mai mult decât limitate. Astfel, organizația Salvați Copiii România s-a gândit să le întindă o mână de ajutor. A demarat în august 2010 proiectul Centre de Orientare și Resurse pentru Educație Inclusivă, servicii educaționale complexe pentru prevenirea și corectarea abandonului școlar. Prin intermediul acestui program a deschis în noiembrie 2010 32 de centre de pregătire preșcolară și școlară, printre care și unul în Târgoviște, la școala Smaranda Gheorghiu, cu sediul în strada Calea București, numărul 28. Este un proiect care se desfășoară pe o perioadă de 3 ani. În primul an de proiect ne-am ocupat de 80 de copii. Grupul țintă al acestui proiect îl reprezintă copiii cu risc de abandon școlar și în acest sens ne-am ocupat de 50 de copii din cadrul școlii Smaranda Gheorghiu, copii cărora le oferim servicii educaționale după orele de curs în această sală. Se desfășoară un after school, copiii sunt ajutați la teme, se fac activități educative, activități artistice. De pildă, fiecare dintre cei 15 copii care nu au frecventat cursurile preșcolare și pentru care pe perioada verii se organizează programul Grădinița Estivală în vederea integrării școlare are povestea lui. Unul dintre minori locuiește cu ceilalți 7 membri ai familiei într-o singură cameră, iar mama este din nou însărcinată. Un altul locuiește cu bunica și cu tatăl pentru că mama este plecată în străinătate și nu o vede decât uneori. Tu ce desenezi aici? Un iepuraș. Iepuraș? Și de ce îl faci cu rozul ăsta? Așa ai văzut-o că arată un iepuraș? Da. Îți place aici alături de copii? Da. Îți place, nu? E prima dată când vii, când ai ocazia să mergi la o grădiniță? Dar la școală vrei să mergi? Da. Vrei să înveți, să scrii, să citești? Uh-huh. Spui și nouă ce desenezi aici? Da. Ce desenezi? Un băiat care joacă basket. Îți plac sporturile ție? Da. Ce îți place cel mai mult? Fotbalul, basketul. Și vrei să mergi la școală? Da. Cei 15 micuți care frecventează în această perioadă cursurile grădinițe estivale deprind noțiuni elementare care se ajută în momentul în care vor merge în clasa 1. Învață să se concentreze mai mult pe o activitate educativă, învață ce înseamnă pauza sau ora de curs și nu în ultimul rând socializează cu cei din jurul lor.